Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la Dărmănești. Salut prezența domnului arhitect Vaida Eugen, reprezentant al Asociației Monumentelor, a doamnei director Drob Simona, directorul Direcției de Cultură Bacău, domnului primar de la Măgirești Ionică Câdă, domnului viceprimar. Suntem astăzi la Dărmănești, în curtea unui obiectiv pe care noi, sincer, ne dorim să-i redăm gloria de odinioară. Este vorba de moara lui Hazaparu, moară pe care cu ceva timp în urmă, cu 2-3 ani în urmă, primăria orașului Dărmănești a cumpărat-o și sigur că ne dorim foarte mult să restaurăm acest obiectiv. Ce facem astăzi este un prim pas în parteneriat cu, spuneam, cu Asociația Monumentelor în cadrul programului Ambulanța Monumentelor. Refacem acoperișul acestui obiectiv pentru că era într-o stare avansată de degradare. Căutăm resurse financiare, fie pe fonduri guvernamentale, fie europene, fie locale și ne dorim tare mult ca în următorii 2-3 ani acest obiectiv să fie restaurat în întregime. Rog pe domnul arhitect Eugen să ne dea câteva detalii despre ce se întâmplă la acest moment la acest obiectiv. Înainte de a intra în detalii, vreau să vă zic puțin despre contextul general al patrimoniului românesc și cum am ajuns aici. Faptul că sunt, cel puțin la nivelul anului 2016, erau peste 600 de monumente istorice aflate într-o stare avansată de degradare, unele precolaps și chiar colaps, alte câteva mii care au nevoie de intervenții urgente și din partea, să spunem, administrației centrale nu a venit până în acel moment niciun ajutor, așa că am zis nu mai așteptăm, ne apucăm cu voluntarii, cu meșterii, cu profesioniștii care vor să facă și puțin voluntariat să salvăm aceste obiective. Și cum funcționează ambulanța pentru monumente este în felul următor. Acolo unde proprietarul ne pune la dispoziție materialele de construcție, unde comunitatea locală ne oferă cazare și masă, acolo venim cu voluntarii și cu meșterii și punem în siguranță aceste obiective. Sigur că e nevoie și de o documentație pentru aceste intervenții, care nu este una stufoasă, e adevărat, și unde am reușit și la Primăria Dărmănești să ajutăm partenerul de aici. Ce vreau să vă spun este faptul că dacă la început eram noi cei care încercam să convingem comunitățile locale să salvăm patrimoniul, acum am ajuns într-o situație în care tot mai mulți proprietari și administrațiile locale ajung să ne contacteze, cunosc cum funcționează programul. Era cazul și aici, domnul primar aflase, pentru că anul trecut eram în zonă de ambulanța pentru monumente și când am ajuns la dânsul, de fapt a fost așa o discuție simbiotică, aș spune, ne doream amândoi acest lucru și iată că au ieșit până în momentul de față. Vorbim de o moară construită la începutul secolului 20, care a fost utilizată și în perioada comunistă, o parte dintre proprietari mai trăiesc și în ziua de astăzi. Ce am făcut aici este ce facem de obicei, să oferim o pălărie bună și bocanci monumentelor istorice, adică pălărie se referă la schimbarea acestei învelitoare, era o învelitoare de azbest. Am refăcut de fapt și volumetria acestei mori, care după cum vedeți este în momentul de față cu pinion teșit, pentru că varianta cu azbest era una foarte simplă și am revenit la situația inițială cu ajutorul colegilor de la Direcția pentru Cultură și a Comisiei Zonale care ne-au dat avizul pentru această intervenție. Șindrila Dranița, de fapt, este una specific locală. Noi ținem foarte mult de a păstra diversitatea de expresie acestor forme patrimoniale, pentru că, din păcate, în toată țara o să vedeți dranițe de același tip, una simplă și care nu corespunde cu specificul local. Ori aici am încercat să tocmai să păstrăm, iată, această formă cu vârf ascuțit, dispusă în patru straturi, cum a fost și înainte. Lucrăm, aici au fost în prima săptămână 20 de voluntari, în general studenți la arhitectură și domeniile conexe, domenii care, mă rog, sprijină restaurarea patrimoniului, cum e arheologia, ingineria, istoria artei și așa mai departe.
Avem și o importantă componentă a formării profesionale pentru tineri, pentru că în momentul de față nu sunt mai mult de 600 de specialiști care pot activa, să spunem, în domeniul patrimoniului clasat și este mult sub ceea ce are nevoie România. Este un flux foarte mare de fonduri, nu numai din PNRR, dar și pe POR și pe alte programe de finanțare, EA Grants, Fondul Ambasador și așa mai departe, și nu avem acești specialiști și de aceea începem să-i formăm încă din, să spunem, cu mult timp înainte. Foarte mult dintre tinerii care acum 6 ani au venit la ambulanță coordonează în acest moment celelalte ambulanțe din regiunile din Transilvania, din Oltenia, din Moldova de Nord, din Muntenia și unde încercăm să mai înființăm aceste ambulanțe. Eu mulțumesc administrației locale pentru ospitalitatea de care au dat dovadă, faptul că s-au pregătit, iată și aici au făcut și ordine și ne ajută cu tot ce este nevoie. Asta contează foarte mult când proprietarul își dorește, nu numai tinerii sau, mă rog, o asociație. Îi mulțumesc domnului primar, domnului viceprimar, doamnei Drob, salut pe domnul primar cu care am avut o colaborare extraordinară anul trecut la șesuri și dânsul a venit pe șantier foarte des, ne suna zilnic și nu vreau să uit să-i mulțumesc lui Dragoș Pavel pentru susținerea ambulanței pentru monumente. După cum știți, Dedeman este principalul și alături de Profi sunt sponsorii noștri principali și parteneri de cursă lungă, aș spune. Tocmai zilele trecute m-a asigurat că vom continua fără probleme această colaborare. Rugămintea dânsului a fost să facem ceva și pentru zona aceasta a centrului Moldovei și în special pentru Bacău, pentru că știți că ține foarte mult la această zonă. N-a reușit să ne viziteze anul acesta pe șantier, fiind plecat, de fapt, la, mă rog, din țară, dar îl așteptăm și comunic destul de des cu el, e la curent cu tot ce facem. Mulțumesc, Eugen, mulțumesc, domnule arhitect, în primul rând pentru deschiderea pe care ai arătat-o față de comunitatea noastră, în al doilea rând pentru soluțiile profesioniste pe care le-ai propus, pentru spiritul de voluntariat pe care l-am văzut. Sigur că ceea ce faceți voi vine ca un pansament pentru nevoile de care noi avem în perioada asta, să zic, mare, mare nevoie. O rog pe doamna director Drob să ne spună câteva cuvinte, pentru că și la Direcția de Cultură am găsit un sprijin și vă mulțumesc anticipat. Da. Deci eu mă bucur foarte mult că ambulanța pentru monumente și-a îndreptat ochii spre Bacău, unde sunt destule monumente care au nevoie de sprijin și de atitudine, mai ales că uneori din partea proprietarilor sau celor care ar trebui să ia măsuri pentru întreținerea lor nu există acea atitudine care ar trebui să fie. În cazul fericit de la Dărmănești, primăria care a achiziționat monumentul istoric a acordat tot sprijinul ambulanței și consider că acesta este un prim pas, pentru că monumentul are nevoie de mult mai mult. Sperăm să găsim surse și programe de finanțare pentru restaurarea în întregime acestui monument și, de ce nu, depunerea lui în repunerea morii în funcțiune, ea fiind afectată de inundațiile din 2005. Atunci a început perioada tristă pentru această moară. Acesta este un moment de bun, fericit pentru moară și sperăm că în câțiva ani să venim la inaugurarea acestei mori și punerea ei în circuitul turistic. Mulțumesc, doamna director. Da, noi ne-am propus lucruri frumoase și mari, zic eu, la Dărmănești. Nu peste foarte mult timp vom deveni stațiune turistică și în planul nostru, să zic, de viitor apropiat,
acest obiectiv turistic va fi pus în valoare. Îl rog și pe bunul meu prieten, domnul primar de la Măgireș, să ne împărtășească câteva impresii despre colaborarea pe care a avut-o cu Ambulanța Monumentelor anul trecut și ce a făcut acolo, ce a reușit să facă, pentru că știu că ați făcut lucruri foarte frumoase. Da, mulțumesc. Întâi vreau să vă mulțumesc pentru invitație la această conferință de presă aici în curtea Morii lui Hazaparu. Sună foarte frumos, foarte pitoresc. Vreau să vă felicit pe dumneavoastră și administrația dumneavoastră pentru tot ceea ce faceți pentru această comunitate, pentru orașul Dărmănești. Și Dumnezeu v-a dat materie primă și dumneavoastră lucrați cu ea. Felicitări! Anul trecut, în iunie, domnul arhitect Eugen Vaida, împreună cu Asociația Monumentum, a făcut intervenția asupra Bisericii Monument de clasa B din Șesuri Sfântul Gheorghe. Intervenție foarte binevenită, pentru că noi atunci am preluat biserica de la parohie, am luat-o în concesiune pentru a putea face finanțările necesare acestei restaurări. Împreună cu domnul Eugen Vaida au început să vină lucrurile bune, adică au venit specialiști, voluntari specialiști cu care ținem legătura și uneori mă simt monitorizat asupra tot ceea ce fac. Și vă mulțumesc, doamna director, domnul arhitect, vă mulțumesc pentru acest lucru, pentru că pe lângă activitatea noastră de zi cu zi, trebuie să facem și simțindu-ne monitorizați, trebuie să facem și aceste lucruri pentru monumente și pentru ceea ce putem salva. De atunci am făcut studii de fezabilitate și toate studiile necesare, dar pasul cel mai greu este să găsim finanțare. Trebuie să mulțumesc și sponsorilor care au finanțat activitatea de la Biserica Monument. Sper ca dumneavoastră să găsiți în continuare și să salvați, să puneți pălărie și bocanci în mai multor monumente din jurul nostru și sunt. Și vă doresc sănătate și putere pentru a face aceste lucruri. Într-un fel ne deschideți ochii și intrăm și noi în acest ritm al dumneavoastră de a salva și conserva. Vă mulțumim pentru tot. Mulțumesc, domnule primar. În primul rând se dezvoltă acea idee că împreună suntem mult mai puternici și ceea ce ați inițiat dumneavoastră, asta ne arată că împreună suntem puternici. Fiecare punem ce avem mai bun în comun și iată că salvăm aceste monumente care în marea lor parte, așa cum spuneați dumneavoastră, sunt într-o stare avansată de degradare, sunt poate, eu știu, unele aproape irecuperabile, dar eu cred că dacă reușim împreună să ne adunăm energiile, cu siguranță vom reuși să redăm generațiilor viitoare aceste monumente care trebuie să arate așa cum au fost ele la origini. Dacă sunt întrebări, dacă dumneavoastră mai aveți ceva de completat, vă rog. Eu vreau să, înainte de câteva întrebări, sperăm să fie, să spun că eu mă bucur în primul rând că întotdeauna când bugetul este la limită, se găsește totuși o sursă și pentru cultură și pentru patrimoniul special. Tot mai mult în ultima vreme, se pare că cultura a fost mulți ani un fel de învelitoare a monumentelor istorice, adică ultimul lucru pe care trebuie să-l faci și niciodată nu mai ajungi să-l faci, că nu mai ai bani când ajungi sus la acoperiș, ca și la o casă. Iată că de multe ori se găsesc, contează foarte mult să fie 5.000 de euro, 6.000, 10.000, nu are importanță atât de mare suma, dar să fie un început, pentru că aceste inițiative de fapt deblochează multe alte lucruri și de fapt coagulează foarte multe energii și inițiative în jurul proiectelor. Așa că dacă și dumneavoastră puneți o sumă mică și noi o sumă mică și sponsorii și voluntarii vin, evident, se adună de fapt exact oamenii de care avem nevoie ca să salvăm acest patrimoniu. Trebuie să menționez că în contextul actual în care și în Marea Britanie s-au schimbat niște lucruri, faptul că eu reprezint și Princess Foundation, fundația a cărui președinte este majestatea sa regală, regele Charles al III-lea, și
care va rămâne în continuare președinte al fundației noastre și fundația va susține în continuare ambulanța pentru monumente în România, ca și până acum. Am făcut lucruri minunate, sunt peste 85 de monumente pe care le-am salvat. Încercăm să ne extindem, deocamdată acoperim 50% din teritoriul național, dar ne-am dorit să avem și în Bacău o ambulanță cu oameni, cu inițiative aici. Din păcate nu sunt foarte mulți specialiști ca în foarte multe zone, însă lansez acest apel că dacă există profesioniști care sunt dornici să înființeze o ambulanță în județul Bacău, suntem deschiși să colaborăm. Deocamdată noi încercăm să facem lucrările venind din zona Sibiului, unde a plecat ambulanța pentru monument. Cu siguranță am luat ideea ca o provocare și vă propun să găsim soluții împreună pentru a deschide aici, în județul Bacău, un pui al ambulanței pentru monumente. Avem și noi specialiști, poate nu sunt chiar atât de bine, eu știu, puși în temă cu tot ceea ce faceți voi, dar cu siguranță ne adaptăm din mers. Eu cred că vom găsi la nivel de județ Bacău acei oameni pe care să-i putem pregăti și care să voluntarieze alături de ceilalți voluntari din Sibiu și nu numai. Dacă aveți întrebări. Vreau să nominalizați câțiva din cei care, mă refer la firme particulare, care v-au sprijinit. Puteți să le nominalizați aici. Sigur, din punctul nostru de vedere, sunt cei doi mari parteneri, după cum a spus, Profi, magazinul de retail Profi, și care, de fapt, și-a concentrat, să spunem, imaginea în jurul acestei de redescoperire a identității locale. Noi avem și alte colaborări cu Profi, încercăm să promovăm producătorii și meșterii locali. Am deschis la Casa Majestății sale regale, Prințul Charles al III-lea, în Viscri, un magazin de produse, unde promovăm producătorii locali, un magazin de fapt amenajat tot cu ajutorul Profi. Faptul că Dedeman, iată, ne sprijină nu numai în Bacău, dar în toată țara, este foarte important pentru noi și ca imagine. Trebuie să recunosc, nu e vorba doar de susținere. De multe ori ne consultăm cu acești parteneri legat și de ce intervenții vom face, vin cu idei, ne susțin, devin de fapt niște ambasadori ambulanței pentru monumente. Sigur, în general avem și finanțatori locali. Aici, neavând o ambulanță, este un puțin mai greu din punctul nostru de vedere, dar poate că autoritățile locale reușesc și ele să mai aibă din grupul lor de prieteni sau firme care susțin comunitățile locale să mai primească ceva ajutor. Gata, da? Mulțumim! O zi frumoasă și o să vă invităm la finalul lucrării să vedeți și să vă spuneți punctul de vedere dacă a ieșit așa cum trebuia. Acum e cam ce vedeți. Aici foarte greu, nu cred că poate să mai iasă. Problemele mari au fost până în momentul de față, când a trebuit să adaptăm puțin detaliile pentru granițe.